Domnul Copusu, dumneavoastră, și cred că v-am mai întrebat lucrul acesta, dar voi insista. Socotiți că v-ați îndeplinit menirea restabilind Partidul Național Țărănesc sau vreți să mergeți mai departe și vreți să ajungeți să conduceți România? Nu. Categoric nu. Am declarat-o în repetate rânduri. Pe cine să o conduc atunci? Găsim oameni apți pentru a conduce țara. Eu am spus categoric că misiunea pe care cred că o am și pe care mi-am însușit-o este să promovez și să consolidez partidul. Nu mă interesează nici candidatură la președinție, nici post de prim-ministru, nici post de ministru, nici post de președinte de adunări lejuitoare. Lucru pe care îl știu toți prietenii mei, îl știe și Iliescu. La un moment dat Iliescu mi-a reproșat, cu dumneata e foarte greu de discutat, că nu te interesează nimic. Ei, nu mă interesează nimic. Singurul lucru care mă interesează este consolidarea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, pe care îl consider indispensabil pentru viitorul României. Dar nu e vorba atunci de o consolidare a unui partid permanent în opoziție? Nu. De ce în permanent? Rostul fiecărui partid este să ajungă la putere și să-și pună în aplicare propriul lui program, propria lui doctrină. Ăsta este și obiectivul Partidului Național Țărănesc. Nu însemnează, dacă pe mine personal nu mă ispitește nicio demnitate publică, că nu sunt în partid sute de oameni care se interesează și care sunt apți pentru a-și impune punctul de vedere și pentru a aplica programul și doctrina partidului în interesul viitorului românesc. Chiar dacă dumneavoastră sunteți figura dominantă în partid. N-are nicio importanță. Eu nu cred că la noi există figuri dominante. Noi nu suntem un partid de lideri. Suntem un partid de ideologie. Deci atașamentul la ideile noastre nu se face pe lângă un lider, așa cum de obicei se constituie s-au constituit și acum după Revoluție, partidele, în jurul cutăruia. La noi nu se pune problema liderilor, se pune problema unei ideologii. Am fost singurul partid care am pășit în arenă cu o zestre ideologică, doctrinară, pe lângă care ceream adeziunea populației. Și din fericire, apelul nostru s-a soldat cu rezultat favorabil.